Aș vrea să-l întreb pe domnul avocat. Deja cred că îi știți bine și pe Maria și pe cei din anturajul ei, în cercul ei de apropiați din prezent. Și v-aș întreba pentru început dacă o credeți în stare să facă așa ceva, să intre fără să-l anunțe, mai ales când este scandalul cu casa. Să ne zică întâi dacă este avocat oficial sau tot avocat cu suflet. Da, dacă uitați-mi să... Da. Cum sunteți cu... Deci nu am semnat contractul pentru că eu am fost... Era weekend. Deci este din vina mea. Nu. Eu, după cum bine știți, de-abia am ajuns la acces la venit de la Sibiu. Nu, eu sunt cel care l-am... Am fost contactat în sensul acesta și sâmbătă, și duminică, și astăzi. Bine, mă rog că asta nu e un... Se poate rezolva în... Revenind în schimb la imaginile șocante, povestea terifiantă care mă speria, domnului Marcel Toader, recunosc că suntem în fața unui caz, eu cel puțin n-am avut niciodată. Întâmplarea, dacă a avut loc, n-am auzit-o nici râs. Măcar pe maestra Paula Iacob să aibă un asemenea caz și sunt absolut fericit că pot să fiu în această emisiune alături de marele jurnalist de investigație Sorin Ovidiu Bălan pentru a vedea poziția ușii. Înțeleg că, spre deosebire, domnul Bălan, de tot ce a cercetat dumneavoastră până acum, domnul, într-un caz de intrare prin infracție, în loc să se fure, mă rog, s-a luat o cartelă, dar s-a și adus un CD. CD-ul acela albastru s-a adus. O compilație. Așa? Domnul, era acolo CD-ul. Domnul Ionaș, să nu luăm totul cinesc, că au fost crime care s-au rezolvat de la amănunte mult mai mici decât de la o ușă mișcată. Eu nu râd. Sunt musculițele. Nu, dar eu nu râd și sunt absolut convins că domnul Bălan va găsi un sens mult mai adânc cu înțelepciunea domniei sale, care poate să ducă undeva în spectrul crimei. Dar ne putem gândi la un scenariu. Unii care au treabă cu insolvența firmei, așa cum spune Marcel, unde se joacă dur de obicei. O firmă în insolvență, să știți, care interesează toată lumea. Profită de scandalul pe care l-are cu Maria, intră cine știe cum cu chei potrivite, ca el să o bănuiască pe ea și de fapt alții își fac mendrele într-o cu totul altă direcție. Bun, și atunci și noi luăm în râs și... Nu, tocmai ca să trecem din sfera aceasta, să intrăm în sfera lucrurilor serioase, îmi permit să-l întreb pe domnul Marcel Toader, de-al mintele presuindu-l cu întrebarea aceasta, aveți de gând să faceți o plângere penală? Deci nu-l persiflați. Nu, realmente, el știe că îl prețuiesc. Da. Da, sigur că să fac o plângere penală. Problema este că noi nu avem camere de luat vederi în zona respectivă. Asta e marea problemă. Noi nu avem la intrare camere de luat vederi. Dar amprente. Ea cum se face? Când nu există așa ceva, faci clasic, nu, Sorine? Cu substanțe, da, amprentă, cu... Dacă a încheiat domnul Ionașcu... Da, vă rog, chiar vă rog. Aș vrea să fac o precizare ca să nu rămânem un pic în ceață. Jurnalismul de investigații, domnul Ionașcu, nu înseamnă să rezolvi o intrare pe nefracție într-un apartament. Jurnalismul de investigații dărâmă miniștrii, are alte scopuri. Dar pentru că eu am stat la masă cu mulți polițiști, unii dintre ei de super clasă, o să încerc să folosesc învățăturile pe care mi le-au transmis cu sau fără sifon și să încercăm să vedem despre ce este vorba. Deci, în primul rând, după părerea mea, nu există mobil aici. Deci intră cineva într-o casă ca să răvășească niște acte, care umblă domnul Toader cu ele răvășite gata să îi le dea. Adică de ce ar intra prin infracție într-o casă să iau niște acte cu care proprietarul mă roagă să mi le dea? Dacă este vorba, mergem mai departe să căutăm mobilul, că de la mobil încolo... Dacă te referi la Maria sau la cei din cu... Dom'le, mă refer la cine a intrat. Deci nu știm cine a intrat. Cu masca unui posibil scandal pot intra alții. Descoperind mobilul, ne apropiem de autor. Corect. Adică cine ar avea interes, cui prodest? Da. Cine ar avea interesul să tulbure casa domnului Toader? Păi, în primul rând, este dacă s-a întâmplat. Repet, dacă s-a întâmplat. Marcel, oricum e tulburat de toate evenimentele. Nu vezi că vede oameni pe scări și aleargă după asta ei? Poate fi un mobil. Se pare că e urmărit. Dar dacă e să o luăm cu primul pas, evident este cineva care îl cunoaște bine pe domnul Toader și știa că este plecat din localitate. Nu, dar excluzi total varianta că n-a intrat nimeni și totuși sunt închipuirile lui? Nu exclud total. Asta e prima pe care trebuie să luăm. Vine omul, un om de 50 de ani, până la propria contrarie, zdravă la cap, care spune, domnule, mi-a intrat cineva în casă. Eu sunt tipicar. Sigur, domnul Toader, stricați piața la bărbați.
Deci vă aude lumea și eu la fel îmi pun sacourile la locul lor, adică ori pe fotoliu, ori pe canapea, ori pe jos, ori pe stricați piața. Un bărbat normal așa face, nu le aranjează da. Fără stelul. Deci sau eu habar n-am dacă acasă laptopul e închis sau deschis. E clar, acum fără să fii da. La el acasă, doar văzându-l e clar că Marcel e genul tipicar. Să dar nu la primet. Să nu e cel foarte tocmai, bine. Plecând de la genul tipicar. S-ar putea tipicar. Picarismul ăsta să-i fi distrus toate cândnicile. Exact. Domnul. Să nu uităm că domnul Toader totuși, adică asta... de o vreme încoace, trăiește sub o anumită presiune. Și este posibil ca sub imperiul acestei presiuni să fi lăsat laptopul deschis. Să fi cărțile, adică n-am mai auzit până acum infractor să intre să citească. Am mai auzit... lume, altă lume, s-a mai cizelat lumea. Mai, ăștia care au fost pe la facultate. Absolut. Deci acum am auzit care a golit barul o completare. Și l-a găsit dormind în casă. În raport cu informațiile pe care dumneavoastră le aveți, dați-mi voie să vă aduc o informație care este extrem de prețioasă pe cazuistică. În contextul în care cineva a intrat și a început să citească, atenție, se restrânge lațul cercului de suspecți. Dacă a intrat să era citească... Era știutor de carte. Înseamnă că, unul, era știutor de carte, doi, la mână, îi plăcea lectura respectivă, și domnul Marcel știe cine e în cercul de prieteni. Dar cartea nu era destul de captivantă, că l-ar fi găsit Marcel pe hot și în plus, citind. Și în plus știa cât lipsește de acasă, cât lipsește de acasă ca să aibă vreme să citească. Așadar, domnia sa știe foarte bine în contextul acesta cine putea fi dacă, atât de... Hai să dacă îmi permiteți, domnul avocat, nu. Să duc mai departe raționamentul dumneavoastră, era chiar un cititor avizat, pentru că ăștia care sunt mai slabi cu cititul, citesc și greu și citesc cu voce tare. Și ar fi alarmat vecinii domnului Toader. Așadar, este cineva mai care mult de atât, a citit în gând revenim, și repede suntem, până nu, să vină suntem din nou în situația în care râdem numai noi vă și Marcel. Vă rog eu frumos, lăsați-ne puțin domnul Bălan, pentru că chiar este o chestiune de investigație de foarte serioasă. Vă puteți imagina, domnul Marcel Toader, luați chestia asta, e foarte utilă pentru noastră pentru plângere. Domnul Bălan, la modul cel mai serios, în contextul în care cititorul a atins cărțile, vă dați seama că a lăsat amprente. A putea să fie cu mânuși. A, nu. Hai. Așa a atins deci orice. Ori citim ca hoții, ori nu citim. Cu mânuși. Da. Dacă... Nici măcar nu suflăm bufier. Peste ele, să nu scăpăm vreun strop să ne ia ADN-ul. Să nu picăm totuși în dar capcana... Dar de ce nu vă gândiți că poate... Eu sunt într-un proces de divorț unde trebuie să dovedesc adulterul. Trebuie să facem niște întâmpinări. Există niște acte care ar putea cauza în procesul acesta. Și să vă mai spun ceva, domnul Ionașcu. Da, actele privind falimentul. O să vedeți mâine seară ce cheie au încercat să mi se facă cu oameni din Severin și cu oameni din Constanța. O să rămâneți perplex ce au încercat să mi se facă, niște lucruri fantastice. Asta zic, știi, până la urmă au fost foarte mulți oameni care strigau, foarte multe lucruri sunt, mâine seară. O să terorizat, nu i-a crezut nimeni, i-a luat în râs și au ajuns să-și pună ștreangul de gât. Nu, Doamne ferește, zic, au mai fost cazuri care au fost de la ce mi se întâmplă. Dacă nu spui care nu luăm în râs, da, încercăm să facem o investigație. Acum eu chiar vorbesc serios. Altfel decât... Domnul Marcel Toader, nu crezi că dovada adulterului pe care eu aș putea o aduce e foarte importantă în acest proces? Ba da. Ba da, nu, n-am nicio. Despre ce vorbim atunci? Cartela, nu știu, dumneavoastră. Dar eu nu mai știu cu cartela, că m-ai pierdut la asta. Ce dispozitiv de ascultare? Că nu mai a găsit un dispozitiv. Da, găsit un dispozitiv de ascultare în sertarul numărul 2, unde era o alegerie intimă. Am înțeles. A fost temele sociale. Dispozitiv de ascultare care funcționa, da. Deci care să înregistreze. E mai de mult, dar am uitat de el. Păi nu ai făcut nimic până acum, că și uitat de situația. Era în sertarul unde ținea doamna alegeria intimă. Trebuia să merg să identifice cartela. Trebuia să identifice cartela, să vedem de unde aparține, la ce. La ce firmă de telefonie mobilă? Ce legătură are cu cartela, că nu înțeleg. Păi avea o cartelă, de la cu care sunt și se declanșează. Se declanșează și se ascultă ce se întâmplă în casă, ce vorbești în casă. Deci era în sertarul în care ținea doamna lingerie. Da, acolo l-am găsit, da. O fi venit cu el în sutien, cine știe. Nu știu. Treaba lor. Întrebarea foarte serioasă e următoarea. Unele fete bagă ciorap, i-a băgat un dispozitiv de ascultare. Iar aveți de gând să faceți plângere penală pe așa ceva? Păi nu v-ar speria, domnul Ionașcu, să vă intre cineva în casă sau să credeți că a intrat cineva? Hai de mine, dacă mi se întâmplă să văd că ușa este într-un alt unghi decât cel lăsat... Eu nu zic din ce motive v-ați ajunge la... la secția de circa cea mai apropiată de poliție. Nu zic din ce motive ați ajunge să aveți fandaxia asta. El le are din acest motiv, poate. Noi ați vedea alte semne adică... care să vă
facă să credeți. Dacă el crede cu adevărat, nu-i bine adică să facă plângere? Ceea ce spune domnul Marcel Toader, ca și cum ar veni, pe noi ne face să râdem. Cineva, să râdem, da. Ar veni cineva și ar spune, uite domnule, mâine are un proces. Neapărat fac tot ce trebuie aici ca să-l câștige. Pentru că păi ce e rău în asta? Pe asta spun și eu. Ce e rău dacă cineva se interesează de firma în faliment a domnului Toader? Păi să intre în casă noaptea? Sau în efracție? Să se intereseze, să vină să se întâlnească cu el la... Vi se pare drept, domnule Ioșcu? Cum, dracu? Să te interesezi la așa? La ușa, la bloc, aveți interfon? Da. A intrat și pe acolo, a avut și cheia dumneavoastră. A, nu e mare lucru. Sunt 30 de apartamente, cred că e o vânzoleală totuși. La interfon vă spun eu. Acolo se poate intra, fără doar poate. La locuința părinților mei, la Brăila, este interfon și a furat lui tata. Dorine, aștept să iasă cineva din bloc și a intrat imediat. Sigur că a zis cliante și a deschide orice. Fac dejuns cliante, reclame. Dar avea cheia dumneavoastră. Dar când a coborât repede după persoana aceea, acum o săptămână, de ce a plecat în alergare din bloc? Și n-a mers normal. Păi dumneavoastră sunteți sportiv, nu înțeleg, vorba domnului Bălan, era olimpică persoana respectivă. Păi nu, eu am coborât pe scări, asta e ideea, eu am coborât pe scări. Păi de unde știi, poate cât ai coborât tu pe scări, și dânsa a început să alerge în galop, în lift? Nu era o femeie, era... Păi nu, că a ieșit din bloc, din scara... Și unde a început să alerge atât de tare? Între blocuri. Da. Păi și n-ați ajuns înainte a liftului? Cum? La parter, nu ați ajuns înainte liftului la parter? Nu am ajuns înainte liftului la parter. Nu mai are în cel viteză. Că sunt 9 etaje. El a făcut rugby, nu scări viteză. Vă dați seama. În contextul ăsta, sigur că e o problemă. Asta, domnul Toaia, acum vorbim serios. Nu știu dacă mersul ăsta pe scări trebuie să vă dea de gândice. Am să mă dau pe mine, de exemplu. Eu nu prea iubesc liftul. Și să vezi un Dita Dihania de 140 de kg urcând pe scări, pare ușor nefiresc. Și poate duce cu gândul... Asta i-am zis și eu, că deja cred că exagerează. Aleargă după oameni pe un bloc. Da, nu, da, nu cred nu că asta cu scările... Ție ți-e frică? Adică acum ți-e frică, pentru tine? Nu mi-e frică de nimeni și de nimic. Numai că ce se întâmplă e foarte grav. Și o să descurc eu lucrul ăsta. Ușor, ușor îl descurc și pe ăsta. Niciun fel de probleme. Pentru că am tăria să merg până la capăt. Nu e o problemă asta. Numai că data viitoare din seara asta o să dorm încuiat pe dinăuntru. Obligatoriu. Păi ce? Cam așa să doar. Nu, eu nu dormeam încuiat. Dar nu te dormeai încuiat până afară, da, corect. Și întâi pe geaba. Cu cheia ușă, ca să nu existe probleme. Poți să spui de la o firmă de pază, alarmă, sunt soluții. Sunt soluții, dar totuși mă gândesc de ce ar face Maria, apropo de disecarea, de ce ar face Maria așa ceva? N-are nicio logică să facă ea așa ceva, fix în timpul, decât să te enerveze și să-ți creeze chiar o paranoie. Nu, nici pe departe asta.